Hei, salutare fraților, eu sunt Alex Mia, pentru cei care nu mă cunoașteți, pentru cei care mă cunoașteți deja, vă salut cu respect și bine v-am găsit la un episod din Euro Truck Simulator 2 pe harta României. Bineînțeles, o să avem un drum de la Timișoara la Deva cu un alt mod instalat de curând, un Audi A8 din 2018, bineînțeles topă negru. Hai să vedem despre ce este vorba, ce poate să fac cu mașinuța asta pe drum. Și să dăm drumul și la o muzicuță de la prietenul nostru DJ Grosu. Link-ul este în descriere și tot ce trebuie. Haideți să vedem despre ce este vorba, băieți. Așa arată mașina. Sincer să fiu, mi-a plăcut mai mult Mercedes-ul, dar hai să vedem totuși, să încercăm și ce poate să facă și asta. La interior puțin așa, să vedeți și vedeți despre ce este vorba. Audi, tata. Frumos, elegant. Tot ce trebuie. Bun. Hai că avem GPS-ul pus deja. Hai să procedem, zic, nu? Avem frâna de staționare. Pentru cei care se uită probabil pentru prima oară la videoclipurile mele, folosesc un Logitech un Logitech G27. Ne asigurăm ca de obicei, așa e frumos. Hai că vine un mutare. Nebunule, hai. Ce faci, mă lași să trec? Bine, frate, dacă mă lași tu, deci băiat bun. Nu pot să zic decât mersi. Da, mă, băieți. Și am pornit la drum, o să mergem puțin mai încet. Am deblocat limitatorul de viteză enervant. Dar o să încercăm să mergem mai încet puțin, pentru că da, să ne bucurăm puțin de drum. Că doar de suntem în România, fraților, mai dăm și de poliție. Pac, intrăm în Germania, băieți. Avem 50 de km pe oră, muzică frumoasă la bord. Ce mai trebuie? Ploaia a început, deci este bine de tot, frățiori. Lăsăm și mai ușor pe trenul aici. N-are nimica. Stai acolo, boss. Hai cu Audi, tata. Ce ai făcut? Am băgat-o într-a 5-a, ce aveți? Sunt cu a 4-a, hai că fuge ceva nebunia asta, numai trebuie să avem grijă cu frâna. Dacă o să auziți un zgomot ciudat, este force feedback volanului. E posibil să apară în cadrul la microfon, deci n-am ce să-i fac. Tocmai ce am intrat pe autostradă, gen la Magherus, Magherus, așa zicea, da. Mai avem undeva la 190 de kilometri. Așa, aici putem să-i dăm tata în urmă. Avem 6 viteze pe mașinuța asta. Hai să dăm cu depășire, tata, așa frumos, că doar avem Audi, nu? Suntem într-a 6-a. Trecem pe lângă ei ca și cum n-ar existat. Au intrat, frumos. Mușel și Audi ăsta. Hai că s-a băgat nebunul ăsta în față el să depășească. Nu știe că vine fratele Aleximian din forță și face o românească de-aia urât așa.
ca NFS, că doar suntem pe autostradă și merge, nu? A, dăm semnal ca băieții. Așa. Bă, deci exact ca România, mă, uite-te și tu, te bagi pe banda asta să depășești și stă bou în fața ta, dar nu s-ar da. Dă-te, măi, 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 bine, boule, nu-i nimic, nu-i nimic, ca frate, nu vrei să dai, nu? Bine. Dă-te în jur. Nu te înjur, frate, că ești roboțel în joc. Dăm viteză, tată, pe autostradă, nu? Semnal, îl depășim pe fraier. Opa, am intrat cantare în curba asta. Mi-am dat seama, am avut noroc. Da. 167 de kilometri, băieți. Încă plouă, da? Muzică frumoasă avem, abort, deci, ia uite, a decolat și avionul. Deci este de bine. Dăm și cu a cincea. Tot înainte pe autostradă. Opa. Înseamnă să mergi prea tare și să nu te concentrezi la drum. O comiți? De ce pui gogule frână pau? Oh, ba da, ai dreptate. Trebuia să punem frână. O curbă deosebit de periculoasă. Știu el ce știu. Pasaj cale ferată. O lăsăm cu 60. Avem trecere cu cale ferată sau ieșire de pe autostradă, ceva, ia să vedem. Nu pot să văd foarte bine semnele, dar nu-i nimica. Având tir, o să le vezi mult mai bine. În mașină, na, e... câmpul vizual e limitat. Tocmai ce am la fața la fraier acum. Are nimica. Că pe aici suntem undeva prin localități. Hai să vedem și unde suntem. Scuze, frate, dar asta e situația. Depășire frumos. Liber la viteză. Avem verde, dăm înainte. Op, ușurel, că intrăm în Arad. Bă, abia am intrat în Arad, frate. Vreau că o să ne oprim pe undeva printr-o localitate de asta, să nu o să ajungem pe undeva pentru că e destul de lung drumul, nu mi-am dat seama. Dar hai să mai vedem așa puțin despre ce este vorba, că tocmai aici am fost în clipul anterior în Arad și presupun că l-ați văzut și ați văzut și voi cum arată. O să mergem mai departe puțin de Arad, ne oprim pentru o localitate pe undeva. Tot înainte, băieții. Ușurel, azi. Să treacă, că avea prioritate doar, nu? Te opri ca un prost. Stai, când am făcut și accident pe drumul ăsta. Da, încă unul.
are nimic. Spre Deva 159 de kilometri. Trebuie să mai lucrez puțin la force feedback-ul volanului, pentru că am pierdut setările pe care le-am avut, dar nu are nimic, o să mai reglez eu puțin. Ține volanul puțin mai dur la viraje. Bineînțeles, drum în construcții, cum e frumos, așa cum e frumos în România, tată. Bă, dar eu vreau să ajung la gropi, frate. Oare ajunge și noi la gropi? Sibiu, Deva, semnal frumos, dar ăsta am uitat. A, nu cred. Gata, m-am dat de gropi. Am dat de gropi și am dat și de tren. Ce credeți? Da, și am dat de gropi, uite gropile în spate, ia uite-le. Dar fac gropi. Am rupt-o și am dat de gropi aici. Hai să vedem. Așa, trebuie să o luăm ușor. Că uite, ia fii atent. Bam, fii atent cum face volanul. Gropane, tată. Așa, mă. Așa simți că ai intrat în România. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Să moară. Să moară frața și gropi. Suntem un oraș, bă, băieți. Da, și să ne primim la benzinărie la mall. Ca să fie bine, să nu fie rău. Asta dacă și reușim să ne băgăm. Ne băgăm, mă, băieți, că suntem în România, frate. Mergem la benzinărie, la mall și să oprim videoclipul ăsta aici. Da, va trebui să mă lucrez puțin la... Încerc scuze pentru configurările volanului. Cum v-am spus, am cam pierdut din setări. Și... nu prea am avut timp să le configurez așa cum trebuie. Dar n-are nimic. Orice om greșește, frate, și e normal să greșim. Ba, mă, băieți, hai să o să ne liber la neutru. Să o privim și puțin de afară, ca și e frumos. Așa. Hai să oprim și muzica. Băi, fraților, eu am fost Aleximian, în celălalt episod al din Eurotrack Simulator. Și, na, sper să vă fi plăcut. Dacă vreți să vedeți și alte episoade și alte moduri în Eurotrack Simulator, fiți liber să o faceți în secțiunea de comentarii. V-aș ruga să lăsați un like, v-aș ruga să dați un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și nu uitați de clopoțel ca să fiți notificați în orice secundă, în momentul în care postez un videoclip nou. Eu sunt Aleximian, vă pup, vă respect, toate cele bune, fraților, și ne vedem în clipul următor. Respect!